Mm. Ce e? Nu, nu există păsări în Minecraft. Bun, hai să mergem să luăm. Vreau să facem acum o fermă. Pentru că trebuie să ne mulțim cropurile uh, de aici. Pentru că, după pe cum vedeți, sunt cam puține. Uh, eu am făcut o mică fermă aici. O să păstrăm și pasta. O să vă arăt imediat. Deci, hai să luăm astea. Ups, au. Hey. Mi-a dispărut nici nu știu că dispare. Bine că am apucat să-l să, -l, să -l luăm. Uh, asta ăsta, pot să-l distrug. Ăsta și asta Bun, Aici vreau eu să plantez, să am decât cât Ia pot să schimb asta. Bun. perfect. A, e bine, oricum și acolo trebuia. A, ce e asta? A, ah, de la chestiile astea. Bun, perfect, avem nevoie de, de toate. A, nu știam ca să dau. O, oh, ce mișto. Așa le putem planta, bun. A, din păcate nu mai avem sapling-ul ăla normal, semințele ale normale. Hai să distrugem noi asta. Să luăm tot bambu ăsta care ne vine. 7 bucăți. U, 12 bucăți. Punem boschetele ăsta alta aici, lăsăm să crească să se mulțească. Și astea o să le luăm noi de aici. Deci acolo crește de flac, pam, da, e bine. Și aici în mijloc mai putem noi să punem ceva. Deci astea, astea, astea patru o să le pun cu boscheti de -aștia. Restul o să le iau cu mine. Și o să ne facem ferma chiar acolo lângă noi, lângă căsuța noastră. Mă rog, căsuța, n-avem nicio căsuță? Suntem triști că nu avem căsuță. Dar vreau să fac, uite, în direcția asta, să fac fermă. Exact de aici începem. Una, două, 3, 1, 2, 3. Momentan, asta e tot dărtul pe care l-avem, de care am putut să facem rost. Ideea e că dărtul e cam limitat în această serie, deja deci de asta trebuie să avem grijă. Uh, asta toate o să le folosesc eu să le plantez. Uh, asta nu merge plantat, asta merge plantat, nu? Da. În rest mai avem ciuperci, asta o să le plantăm noi în timp. Bun, avem o grămadă de meal, ceea ce bine că putem să înmulțim uh, totul. Uh, ce trebuie? Uite, am luat un hou. Știu că nu avem apă aici. Putem să punem și apă, dacă ținem neapărat. Dar uh, cropurile cresc și fără apă. Asta e mișto. Punem și ăștia și mai avem și doi cartofi. Bun, o să creștem noi puțin, că trebuie să ne facem o producție aici de cartofi, de ceva. Uh, vreau să pun puțină, puțină protecție cât de cât. Să fac ceva de genul... Mai ce chestiile alea jos? O să mergem într-o zi, o să mergem și o să vedem ce chestiile alea jos, că habar n-am și acolo de mult, mult timp. Nu știu, vreau eu, țin eu să pun o protecție așa micuță, să nu cadă cu cropurile pe lângă, habar Să nu cădem noi pe lângă când le luăm. Poate. așa, și acum vreau să fac... Stai ce am pus, am pus o bucățică de asta, nu-i bine. Vreau să pun una întreagă deasupra unde ăsta și să fac așa un cerc mai înalt, ca să mă asigur eu chiar nu o să cad. Cu toate că nu am destule. Apa. Bine, mai putem să facem în câteva și ne-ar ajunge, dar rămâne fără cobblestone, dar avem pickaxe-ul și putem să minăm cobblestone, deci perfect. Hai să facem astea așa trei, să completăm aici ce mai e. Și acum vreau să folosim bone meal ca să ca să ne creștem aici niște morcovi, niște rodi, niște de-astea, că o să ne trebuiască cu timpul, mai ales pentru fermierii ăștia. Bun, sunt toate crescute la maxim, le luăm frumos, pa. Și acum, că avem semințe multe de-astea și de-astea, hai să plantăm doar cartofi. Opa, da, asta e chestia, că se schimbă foarte repede dacă nu avem apă, dar în rest totul merge ok. A, mă miram eu, de ce? Mamă, am schimbat chestia asta, acum observ la cartofi. Animația asta. Bun, au cartofi pe viață. Asta o să mâncăm în principiu mare până când omorâm vacile, până când le mulțim. Chiar că ne-ar trebui niște uit ca să omorâm vacile. Da, ia să punem niște uit la plantat, că la e mai important. Că dacă mulțim vacile, facem în de mâncare și de piele. Hai, le mai fac pastea și acum mă duc să fac rost cumva de uh, saplings. Uite de aici. O sămânță am nevoie că o mulțesc eu. Nu? Măcar una, vă rog eu. Uite, gata. Și o floare și o sămânță. Hai să punem saplingul ăsta în mijloc. Pam, 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 îl mărim, îl luăm. Câte bucăți ne-a dat? 3 semințe acum de punem și paste, le mulțim. Și asta o să fie mini ferma noastră la început. E mișto că de oase putem să facem rost destul de ușor, pentru că avem ferma aia de mopi, aia care e semi-automată, să zic așa. De fapt nu i deloc automată, trebuie eu să mă duc de fiecare dată să le iau. Mai avem nou perfect, fix cât sunt aici. Ah, mai avem câteva pe margine. Hai să mai uh, le mărim o dată și până mergem. Ce chestie e acolo? A, ah, un, e un bloc sau e un animal ceva acolo? Ai un paianjen? Cum a reușit să spawnezi un paianjen? Mă rog, cine știe, poate am lăsat vreun loc totuși pe unde se pot spauna Fără să-mi dau seama. Hai să mergem să-l omorâm și pe el și pe uh, ai lui, dar stai așa să lăsăm pumpkin și știu tot ce nu ne folosește aici să le lăsăm la loc. Inclusiv arcul bambu. Bambusul, vreau eu să-l plantez. Uite aici lângă casă. Eu zic că nu o să ne curce, Bine, probabil o să avem acces mai, mai greu la furnale, dar... Ci... Ups, nu știam că se spargă. Au. Uh, hai să lăsăm bambusul acolo. Că de cactus mai facem noi rost să facem o fermă automată și de cactus, că nu-i greu. Ne trebuie doar apă și ceva pe care să plantăm. U, uitați-vă și voi câte oase avem. A, asta nici nu are cum să scapă. Mamă, e perfectă ferma asta. Dar și 43 de oase de când am intrat până acum gen și am pornit filmarea de 5 minute. Vă dați seama și to toate astea să le putem face bombele să facem rost de mai mult weed. Uh, ar trebui să luăm niște stone și niște uh, guard ca să începem să mulțim vacile să le blocăm acolo undeva. Ia hai să facem noi asta acum imediat după ce plantăm câteva semințe să fie aici plantate înainte să distrugă tot. Perfecto! Aolea, ce mănâncă nasul. Da, nu știu ce mănânc așa tare. Avem nevoie de asta ca să le mulțim și am zis eu că iau niște lemn ca să fac niște gard. Hai să luăm tot lemnul ăsta, corpul și o să trebuie transformat la un moment dat în daste. Uh, bețe, ar trebui să fie suficiente și dacă nu mă înșel, uite așa, pam, pam și facem... U, uh, era cât pe ce să facem porți. Era cât pe ce să facem porți. Hai să facem A, așa, bun, gard. U, uh, un jumate, cam gard. Și ce să le facem? Vreți să le facem noi o platformă acolo frumoasă din lemn? Că lemn văd că avem mai mult. Dacă le-am face din uh, stone, ne-am chinuit foarte tare să iar să stăm să spargem aici blocuri și nu cred că vreți să mă vedeți pe mine cum stau aici și sparg. Am făcut asta la început, eu zic că e de ajuns. Hai să mergem la platforma aia să construim o platformă specială pentru văcuțe unde o să le mulțim noi. Opa, trebuie să pun protecție și acolo. Oare putem noi... Cu grijă, cu grijă, așa, perfect, dartul ăsta va trebui, vreau eu să-l scot cu totul, că o să avem nevoie de tot dartul ăsta, uh, mi-am luat și un topor, bineînțeles că nu mi-am luat și un topor, hai să intrăm aici la văcuțe, oricum puteți să le mulțim în grajul ăsta lor, dar e cam micuț, uh, mai am o idee care e mai bună de atât decât să, să mă chinui cu văcuțele, uh, un villager aici, a, ah, sunt doi, am crezut că sunt mai mulți, nu știu ce. Bine că mi-am luat măcar să spargă asta. O să iau eu așa pe margine frumos. E periculos, știu. Dar cred că e mai bine decât să le spargă la că poate evadează și nu mai, nu mai le prindem. U, se lasă și seara. Acum ce e important este să nu mă atace la mai. că dacă mă atacă, lasă -mi. Vreau să le fac o platformă destul de mare aici. Nu știu decât să zic. Să fie. Deci trebuie să mă gândesc că și gardul. Uh, probabil le mai fac încă vreo două blocuri. Așa, stai să punești pe partea asta. Perfecto, perfecto. Și atât. Mai le ajunge, eu zic că e un spațiu foarte mare. Bine, oricum vreau să fac foarte multe văcuțe să am aici. Punem frumos tot aici. Pam, 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 pam. Și acum putem să spargem aici, să le eliberăm. zicem, băi, duceți vă în partea asta. Veniți. Hai să le ademenim puțin cu niște mâncărică. Eh, Vrei să făi cărniță? Vrei Hai, hai să luăm și pasta nu? că și asta e importantă. Hai și tu, vin aici. Și înainte să vă dau, vreau să acopăr aici tot. Să știu că nu mai puteți să ieșiți. Stați acolo. Perfect. Și acum vă dau. Vă mulțesc pe tine și pe tine. Ăsta o să vin eu să-l spar cu un topor, că dacă stăm acum să-l spargem, stăm foarte mult timp. Super tare. Și aici gata. Aici o să fie locul nostru unde spawnăm... Uh băcuțele, stai să le pun și o torță acolo ca să vadă, pare rău că n-au ce iarbă să mănânce, dar bine că nu trebuie să mănânce iarbă ca oile, de exemplu. Ce mai avem? Doamna Lama e aici, ăsta săracul nu mai are unde să dormă că avem o singură oaie? Păi și putem să facem ceva cu o singură oaie? Sau ne am oaie? Și nu știu eu. Sau poate s-a spaunat acum oaia? Habar n-am, nu știu. Dar eu vreau să ies și nu pot din cauza oaie, că mi-e frică că o împing. Așa, așa, of, Gata, nu mai aveți voie pe aici. Mai era cineva pe aici, parcă o, o văcuță, o oiță, ceva? Nu, cred că era o asta. Uuu! și la fix am venit când mi s-a făcut și melonul și pumpkin -ul. Hai să vedem. Luăm și pe ăsta și pe ăsta. Uh, hai să luăm și de aici astea, să le plantăm. Bun, eu zic că am rezolvat ceva în episodul de astăzi. Am plantat multe chestii. Ea merge să folosească bombil pe ăsta? O, merge super tare. Putem să le și ăsta foarte ușor nu știu la ce să folosim boscheti, ce poate de decor sau să ce de mâncare sunt buni, cred. Ușor, ușor, așa. am uh, momentan păstrez melonul și pumpkin ca să folosim pentru semințe. Hai să lăsăm noi aici acest mamă și ăsta, uite, voi, deja a crescut. O, uh, și începe să se umple deja primul chest, asta e bine. E bine, e un semn bun. Hai să vedem ce am mai dropat mobii ăștia, câte au mai dropat. Uh, ce bine merge. Și mi se pare că merge foarte bine. Trebuie să mă duc și în colțul ăla. E astfel că trebuie să stau așa în fiecare colț, dar momentan e ok. 11 pe oase, doar cât am fost până acolo și înapoi, vedeți? Nu știu, foarte, foarte bună ferma asta. Bun, o să dăm drumul și la fermă, încetul cu încetul, o să fie totul bine. Trebuie să stai eu tot scop aceștia că au crescut mari. Dar până atunci nu uitați să te abonezi, să dai like acestui video, ca să continuăm seria asta cât mai mult, cât mai departe, dacă vă place, bineînțeles. Eu sunt Lemnaru, voi să cei mai tare și v-am pupat!